În această seară, de la 20:30 la Super Cireașa de pe Tor, două echipe, una mai trăznită decât alta, se vor întâlni în bucătărie. Pupăză și Emma din serialul Trăzniții se vor confrunta cu Loret, care face echipă bună cu luptătorul Beni pentru titlul de cea mai bună gazdă, sub atenta supraveghere a simpaticului bucătar Horia Vârlean. Noi suntem români, noi suntem aici pe veci stăpâni. Patru vedete intră astăzi în bucătăria emisiunii Super Cireașa de pe Tort. Echipa trăznită Grig și Livia, alias Pupăză și Emma din serialul Trăzniții, se va duela cu frumoasa Loret și luptătorul Beni. Cu toții vor fi urmăriți pas cu pas de maestrul bucătar Horia Vârlean. Am avut parte și de o vreme foarte frumoasă. Invitații pe măsură, gazdele, eu și Livia, la fel. Produsele noastre o să vedeți... Mai puțin să mai mestec când mă ligă. Așa. Produsele noastre sunt, după cum o să se vadă și din filmare, toate luate cumva de aici din gospodărie. Nici n-a mai fost nevoie să mergem la piață. Echipa trăznită a ales pentru meniul de astăzi mâncare tradițională românească. Pupăză și Emma s-au gospodărit singuri cu ce aveau în casă și pe lângă casă. În general, mie îmi place să gătesc în liniște. E foarte greu să gătești, să și explici, să schimbi și ajutoarele care nu vin. Da, am chemat și eu și n-au venit, adică... Au venit, da. Dar până la urmă am venit eu. Da, da, adică... dacă nu erai tu, eram morți. O să vedeți, o să vedeți pe filmare. Ciorbă de cocoș urmată de rață pe varză, stropită din belșug, cuvișinată de casă și asezonate cu muzică de petrecere. Un meniu savuros care pare că i-a picat cam greu frumoasei Loret. Am mâncat foarte bine, mai puțin cu la partea cu ciorba. Ce nu ți-a plăcut la ciorbă? În primul rând a fost rece, asta ca să fiu sinceră. Și în al doilea rând cred că am mâncat atât de bine la aperitiv încât ciorba a venit așa. Nu a mai fost loc la mine, eu care sunt tot timpul la dietă și mănânc o dată în zi, nemâncând, îți dai seama, să... mănânci foarte mult, într-o zi e mai greu. Comentariile acide ale maestrului bucătar la adresa vedetelor nu s-au lăsat așteptate. Despre frumoasa mulatră, Horia Vârlean spune că... Loret se vede că nu mănâncă. Ea mănâncă foarte, foarte rar. De fapt, nici nu prea bea nimic. Adică, practic, se hrănește cu... cu ce? Doar cu hrană spirituală. În schimb, faimosul luptător se declară pe deplin mulțumit de meniul trăzniților. Excepțional, au găsit trăzniți, să zic așa, nu. Alimentele au fost foarte bune, sunt și bio, sunt oarecum din natură și asta pentru mine e mai bine, pentru că fiind sportiv eu încerc să mănânc doar așa. Oare cine va câștiga titlul pentru cea mai bună gazdă? Vedeți diseară de la 20:30 la Super Cireașa de pe Tort.